Dragii mei, astăzi suntem în oraș cu Miriam. Am ieșit la plimbare. Am zis că astăzi o duc la muzeu pe Miriam. Nu, Miri? Să vadă animăluțe, reptile și așa mai departe. Și mergem și la o terasă, bem ceva bun, ne relaxăm. Am zis să luăm o zi doar pentru noi două, da? Așa că haideți cu noi. Dragii mei, am venit la terasă cu Miriam, după cum v-am spus. Aceasta este terasă, e o terasă mică, chiar în centrul Aradului, poate mulți dintre voi o cunoașteți. Și acum Miriam vrea să-și aleagă ceva de băut sau înghețată, nu știu, ce vrei tu. Da? Vă arătăm și vouă meniul. Narghilea nu ne interesează. Asta e meniul de narghilea, la Miriam e meniul de băutură. Ce vrei tu, îți alegi și aia comandăm, da? Să vedem ce-și alege Miriam. Am zis astăzi să fie ziua noastră, să ieșim la muzeu, în parc, la terasă, să se simtă iubita mea bine și eu alături de ea, bineînțeles. Îți place aici, Miri? N-am să vedem ce alege. Miriam își comandă vis de vară această prăjitură și eu nu știu ce-mi comand. Ceva cafea neapărat. Hai să vedem ce cafea au. Frappe. Să mai dăm o cafea. Așteptăm. Am venit la terasă, dragii mei. Miriam s-a hotărât, eu m-am hotărât. Așteptăm comanda și vă arătăm când vine comanda. Și a venit comanda. Ia priviți ce prăjiturică delicioasă și superbă a primit Miriam cu fluturaș. Se numește vis de vară, nu, Miriam? Îți place? Arată foarte bine. Și-a comandat și un ceai de lămâie și eu mi-am comandat un frappe, un ice coffee cu gheață, Irish coffee, Ce bun e! tot ce trebuie. Cu capsule. Vezi ce bine arată? Miriam, este bun? Hai să vedem cum arată în interior. Poți să întorci? Wow, super, Miriam, bravo! Poftă bună, Miri! O să ne savurăm băutura și după care o să mergem unde, Miri? Mergem la muzeu, da? Am vrut doar să vă arătăm, să împărtășim puțin cu puțin cu voi. Mă arăt și pe mine. Aceasta este băutura, vom savura, după care bineînțeles că revenim. E cea mai bună prăjitură. Deci Miriam vrea să vă spună că e cea mai bună prăjitură. E delicios. Și sucul, dar e foarte rece. Ai grijă dacă e rece, iubita, câte puțin, da? Are Dar cum e gluten rece? minunată. Păi e ceai, nu e suc. Ceai verde cu lămâie. Duce și limonada mea. Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot. Vă dați seama că de când am venit acasă nu am scos-o pe Miriam la nicio terasă, niciunde. Astăzi e weekend, am zis hai totuși să ieșim puțin, să se bucure și ea, să mai iasă din casă. Are nevoie, e vară, e în vacanță, e copil, nu? Nu prea e bună prăjiturica pentru ea, dar acum facem o excepție, nu? Că nu venim des. Noi vă pupăm și ne vedem în drum spre muzeu. Miriam dansează, baby. De bucurie că mergem spre muzeu. Ia priviți ce frumos e pe aici. Încolo e hotelul Continental, aici sunt tot felul de terase. Și aici e Miriam care ne dansează. Așa e, Miri? Mamă, ce dansuri! Mișto! Îți place aici? Hai, Miri! Hai, bebe!
Mergem spre muzeu, este foarte aproape. Așa că haideți cu noi. Mergem spre muzeu, Miriam se simte foarte bine, după cum puteți vedea. Și vă luăm și pe noi, pe voi cu noi. Amândouă ne simțim bine. Și mulțumim lui Dumnezeu. Haideți la muzeu! Am ajuns în parc și bineînțeles că aici în parc este și muzeul. Așa că haideți cu noi. Miriam e la fel de entuziasmată, de fericită. După cum puteți vedea. Deci, Miri, prima oară vrei la muzeu? Da? Haideți! Păi sâmbătă. Au mai venit și alți copii, nu numai tu. Păi poate să ieși și la muzeul lume. Știp, știbididib. Ce-i, Miriam? Priviți ce entuziasmată e că merge la muzeu. Vedeți? Haideți cu noi. Acesta este muzeul, de fapt clădirea muzeului. Aici pe partea asta e muzeu și pe cealaltă parte e Filarmonica din Arad. Ia, priviți ce putem vedea la muzeu astăzi. De asta e Miri entuziasmată. Hai, Miri! Uite, e și deschis. Bravo! Să vedem dacă putem filma înăuntru. Am primit biletul pentru muzeu și priviți ce șarpe e ăsta, Miriam? Piton reticulat, uite. Piton? Da, este o specie de șerp neveninoș. Ne? Da. Cel mai lung șarpe din lume. Uite, adulții au în medie de la 4 până la 9 metri și poate să aibă până la 140 de kg și lungime de 10 metri. Hai să-l vedem. Priviți cel mai lung șarpe din lume. Mamă! Îți place, Miriam? Maria, poți să citești aici? Am citit, iubita. Ce să mai citesc? Se hrănesc cu mamifere medii sau mari și cu păsări. Și... care le omoară prin sufocare. Și este vânat pentru pielea lui. Atât. În sudul Asiei. În sudul Asiei? Mhm. Ce puternic e. Îți dai seama? Hai să mai mergem, că o să mai vedem. Mai vrei să stai? Dar mai sunt și alți șerpi. Nu, ăsta e superb. Miriam, ăsta îi place. Astea? Asta e o țestoasă. Cochilia unei țestoase. Asta? Da. Țestoasă mare, vezi? De unde? În ce zonă? Uite, asta e. Varanii. Varanii? Da. Trăiesc în regiunile tropicale de Asia Sud, Australia și Oceania. Uite ce frumos! Hai să mai vedem și pe aici. Să mergem și înăuntru, priviște desene frumoase. Suveniruri. Hai, Miriam! Îi plac lui Miriam desenele. Vă arătăm și nouă. Da, sunt foarte frumoase. Cred că sunt pictate de copii, uite. De copii din A10-a B. Uite, asta e clasa a 11-a A. Superb. Bravo, copii. Foarte frumos. Vezi, așa o să păsitei și tu într-o zi. Cum intrăm înăuntru. Animale vinovate. O să mai fie. Se vedem.
Aici e o expoziție foarte frumoasă cu animalele pe care le avem noi în România. Ia priviți, avem vulturi. Da. Avem pornistreț. Miriam are un ecran unde poate găsi diferite informații. Dar trebuie o parolă și nu știm parola, iubita. Foarte frumos. Astea sunt animalele pe care le avem noi aici în România. Vulpea, mistrețul, vulturul, uite, bufnița. Unde-i bursucul? Acolo? Nu, bine. Hai să mergem și mai în față. Priviți ce aripi mari are vulturul. Vulturul, da, iubita, ai vulturul, vezi? Super! Uite, astea sunt plante rare din județul Arad. Care îți place cel mai mult? Nufărul. Nimfea albă, nufărul alb. Știați că avem nufăr alb în Arad? Super! Mergem mai departe, iubita? Hai, fără frică. Miriam, e frică. Viți, e ca o peșteră. Hai, Miri, fără frică. Hai. Eu prima. Trebuie să merg eu prima, că... Mai nu mai sunt. Hai. Doar un șarpe. O să mai fie. Hai. Priviți. Ce frumos aici e. O peșteră. Cum arăta așa pe vremuri. Stați că vă arăt. Miriam, mi-e frică tare. Mai mult. Uitați. Așa trăiau oamenii pe vremuri în peșteri. Vezi, Miriam? Așa de păr lung. Păi aveau păr lung, da, de obicei, că nu prea aveau cu ce să se tundă. Aveau oase de animale, făceau focul. Nu știu cât de bine se vede, că e cam întuneric aici. Și trăiau în peșteri, bineînțeles. Uite peșterea. Hai să mai mergem. Priviți, am găsit următorul șarpe, care este un piton birmanez. Este un gen de șerpi neveninoși din familia pitonului, care acum face nani. Vezi, Miriam? Nu-l trezim, da? Ai voie să nu atingi, n-ai voie să atingi, Miriam, da? Aia, cât mai departe. Mai mergem în continuare. Priviți ce frumos e aici. E foarte frumos aranjat. Ce e acolo? Da. Aici e tot un fel de peșteră cu animale, dar din partea cealaltă se vede mai bine. Astea sunt minerale din colecția muzeului. Mm-hmm. Cum adică? Pietre. Asta e superb, care strălucește. Parcă din gheață. Așa, pietre se găsesc în peșteri. Hai. Miri, trezești șarpele, iubita. Nu voi să zbierăm. Uite, și aici. Și aici mai este un șarpe. Uite, ăsta este piton regal. Și aici era un șarpe și-a plecat. Ăsta e șarpele de deșert. Nu ai voie să atingi. Uite, ăsta e șarpele de deșert, cel mic. Și veninos? Hai să vedem. E răspândit în Texas și Arizona. Este neveninos, de culoare negru cu galben. Mănâncă rozătoare, șopârle, șerpi mici. Uite ce drăguț e. Și ăsta este șarpele regal. Tot neveninos, din Africa. Are unul metru, un metru jumate. Și mănâncă tot mamifere. Da, uite-l. Ăla mic îți place? Da. Hai să mai vedem în continuare. Nu-i văd să te apropii mult de geam, da, iubita? Aici avem păsări din Delta Dunării, din România. Serios?
Da, și nu doar din Delta, din România, în general. Ce lepădă vezi aici? Nu există lepădă, Miriam. Uite aici, vezi ce avem. Fii atent. Avem stârc, avem barză, lopătar, piciorong, avem popândău. Arătăm și eu. Uite, aici șarpi. Miri, aici sunt colecția de șarpe. Wow, ce tare. Nu-i voi să te apropii, Miriam. Miriam, tu vrea să se apropie. Nu-i voi să te apropii, iubita. Mai departe. Uite, ăsta este șarpele regal mexican. Care? Ala? Da. Ăsta primul. Uite, ăsta negru cu portocaliu. Sunt timizi. Acesta este un șarpe timid. Ăsta este șarpele boa. Nu-l văd. Uite acolo, înăuntru, în scorbă. Nu-l văd. Hai să cu pace. Cine? Nu știu. Uite, șarpele de porumb. De porumb? Da. Specie de șarpe, ceapăține. Imediat, trebuie să le luăm pe rând, mami. Uite, ăsta poți să-l ai ca animal de companie, șarpele de porumb. Așa. Este șarpele șobolan, dar nu-l văd. Și te sperii. Miriam se sperie. Ăsta e banana, uite, ăsta mic. Așa. Ăsta e doar efect sonor, dar... Ai privit și ăsta, ce drăguții, tot de porumb. Uite aici, șarpe de porumb. Da, copilul cu șarpe de porumb. Ai privit ăsta ce mic e. Ăsta este un șarpe valoros pentru colecționari. Ăsta nu-l văd aici, nu știu unde-i. Ba, uite acolo sus e boa, îl vezi? Nu-l văd. Sus s-a băgat. Nu te apropii prea tare. Hai să mergem în continuare. Aici mai avem tot felul de animale. Aici mai avem șerpi, nu? Anaconda. Wow, anaconda galbenă. Priviți-o. Uite-o. Anaconda galbenă. Anaconda. Este o specie renumită pentru temperamentul său agresiv. Vine din Amazon această specie de pești. Și aici avem... Wow, uite ce enorm e ăsta, Miriam. Este cel mai puternic șarpe din lume. Zai, poate înghiți rana de un diametru triplu față de corpul lui. Anaconda verde este din Amazon, dar trăiește și în mlaștini. Deci aici aveți, domnilor, cel mai puternic șarpe din lume. Anaconda verde. Bine. Mergem în continuare. Și aici este un șarpe. Nu atingeți. Acesta este piton purple. Uite, șarpele piton. Priviți ce piele are și cum doarme. Miriam este puțin frică, dar îi place. Așa că îți place? Tu ai vrut să venim? Deci îți place? Hai să mai mergem. Să nu te apropii prea mult de chestiile astea, atât. Hai să vedem. Ia priviți ce podea interesant avem aici. Urcă, Miriam. Avem o podea foarte interesantă. Hai, nu spatele meu. Hai, Miriam, ți-e frică? E frică să meargă pe podeaua asta. E ciudată podeaua. Dar e interesant. Aici avem tarantule. Miriam, tarantule, iubita. Tot felul de insecte. Vezi? Care sunt tarantulii? Da, uite. Trăiesc? Astea nu sunt. Sunt vii, da, uite aici.
Vivi, ce tarantule! Nu știu că s-a găsit mai aproape. Foarte tare! Hai să mergem în continuare. Ia, de ce nu s-a mișcat? Vezi ce frumos e aici. Mai ia, ajută! Hai, Miri! Hai! Hai de mânuța! Hai, iubita! E frică de podeaua asta, vedeți că e transparentă. Toate insecte, iubite, paianjen, tarantule. Hai, mergem în continuare. Aici mai avem păsări. Tot așa. Îți place la muzeu, Miriam? Păi, cred și eu că îți place, că ai văzut lucruri interesante. Uite, ce stoasă! Ce stoasă? Ia, priviți, am găsit o țestoasă, ce frumoasă e. Bună, baby, ce faci, baby? Nu mă gândi cu ce. Uite că te salută. Nu te salutăm. Bună, iubita, poftă bună. Poftă bună. Este țestoasa dobrogeană. Hmm? Da, este românească, vezi? Hmm. Și mănâncă sacățică. Și acolo ce? Nu te apropia prea tare, iubita, nu avem voie să ne apropiem foarte tare. Atâta tot. Aici sunt, este o barcă veche, se aude podeaua, avem pescari, un aranjament foarte frumos pe aici, ia priveți, cocoși, de curte, trofeuri de vânat, și cam asta a fost plimbarea noastră la muzeu. Este un muzeu mic, dar foarte, foarte interesant. Și chestia asta cu șerpii, cu insectele, chiar îți dă așa un feeling interesant. Nu, Miriam? Scât se putea, asta e evita. Hai să mergem înapoi. Gata, hai să încheie. Să mergem înapoi. Liniște. Haideți cu noi. Uite, Miriam, familia ta de arici. Că ți-ai făcut arici săptămâna asta. Uite, urs. Foarte tare. Dragii mei, ne aflăm la ieșirea din muzeu. După cum puteți vedea, Miriam vrea o poză cu șarpele, bineînțeles. O să o primească. Cam asta a fost vizita noastră la muzeu. Ne îndreptăm spre ieșire. Veți cu noi. Gata, am ieșit de la muzeu. Miriam, cum a fost? Sarpele la mare. Cum a fost? Grozav. M-a fost un pic frică. Da. Ți-a fost frică, dar ți-a plăcut mult, nu? Da, foarte mult. Ai biletele ca amintire, nu? Da. Intrarea la muzeu a costat 20 de lei pentru adult și 12 lei pentru copii. E puțin mai scumpă ca în mod obișnuit pentru că au diferite tipuri de reptile duse din diferite colțuri ale lumii. Din Africa, Australia. Dar se merită, adică e un sentiment așa, dacă vă place, dacă nu vă este frică, bineînțeles. Nu? De ce să vă fie frică? Dacă la Miriam nu-i frică, vă, de ce să vă fie frică? Corect. Acum ne continuăm plimbarea, ne plimbăm puțin pe aici prin parc, după care mergem pe mal, ne plimbăm și acolo și vedem. Haideți cu noi! A fost minunat la muzeu! A fost minunat la muzeu! Bravo! La feluri de șarpe. Mai tare, că nu te aud. Cum? La feluri de șarpe și de insecte, mai puțin insecte, dar... Da, ți-ai îmbogățit cunoștințele, ai văzut cel mai mare și cel mai puternic șarpe din lume. Bravo, Miriam! Vezi? Și un șarpe de companie. Bravo, iubita mea! Superb! Și acum suntem aici în parc. Și un șarpe care era tot roz. Unul roz, ai văzut și un șarpe roz, ai văzut? Cât de norocoasă ai fost! Ca cremvuș. Bun. Bravo. No, lăsăm pe Miri un pic să se bucure aici de locul de joacă, de parc și așa mai departe. După care ne continuăm plimbarea.
Acum mergem puțin pe mal, după ce Miri s-a dat pe leagă, s-a jucat puțin în parc. Vă alătăm puțin malul, după care o să mergem spre casă. Dar bineînțeles că vă arătăm malul. Ia priviți ce frumos e. Mai faci un dans? Șac! Ai pe aici, în partea asta. Wow, uite, se dau cu bărcile pe Mureș, dar nu putem să vedem de vegetație. Păcat. Era cu caiacul. Foarte tare. Nu ne duci pe jos, acolo. E mai fain. Nu, că acolo e pistă de biciclete, Miriam. Aici e pentru oameni. Da. Dragii mei, plimbarea noastră este gata. Acum ne îndreptăm spre casă. Noi vă mulțumim că ne-ați fost alături. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Miriam, ești fericită? Mulțumită? Da. Miriam este foarte bucuroasă. Așa că ne îndreptăm spre casă. Noi vă pupăm și vă spunem la revedere!